Claro. Bună dimineața, mi-am făcut cafeaua și am niște mentă, am și culeasă pe care am spălat-o și a început să se usuce și aceasta este așa cu tot cu rădăcină. Vreau să o plantez într-un ghiveci, nici nu vreți să știți cât de bine miroase. O să fac un borcanel cu miere, lămâie și mentă pe care o să-l țin în frigider pentru limonadă, iar pe asta o să o mai tund un pic și o să o plantez. Ne bem cafeaua, o să pregătesc ceva de micul dejun. După amiază vrem să mergem să stăm un pic la soare, că e vremea frumoasă. Ne gândim să tragem o fugă până la Belciugatele, să stăm la soare și să și mâncăm acolo. Poate mă mai bronzez și eu un pic, poate mă mai și autobronzez. Ar trebui să-mi fac niște autobronzant nou. Ar trebui să facem și niște cumpărături și nu știu, depinde ce, cât timp o să rămână, că planuri putem să ne facem multe, dar e posibil ca la un moment dat să se termine energia. Dar nu nimic, toate le facem cu voioșie, beau cafeaua, pregătesc micul dejun și vedem ce se mai întâmplă în ziua aceasta. Am tocat-o destul de mărunțel, am pregătit un borcan și o să pun așa, mentă, miere și ceva lămâie. O tai și pasta, rondele. Gata, așa arată borcanelul meu, o să pun deasupra frunza asta pe care nu o tăiasem, deși nu mai contează. De aici o să luăm câte o linguriță așa din când în când și o să punem în limonadă. Cred că o să fie bună. Zic eu. Lămâia am curățat-o de coajă pentru că mi se pare mie că se amărăsc treburile care au și coajă la lămâie. Wow! Mai pun miere un pic deasupra și asta o să fie genială. Abia aștept să iasă și căpșunile. Și să fac cu mentă și căpșuni, preferata mea. Limonada mea preferată, pardon. Pentru micul dejun am pregătit ceva mega rapid, un avocado pasat cu puțină cremă de brânză almete, condimentate cu puțin oțet balsamic și sos de soia, pe toast cu legume și ouă fierte. Simplu, hrănitor, delicios și plin de vitamine. Și întotdeauna trebuie să fie și arătos. Am să vă arăt cutia de la această băutură de migdale, cred că este, de la Alpro. Este o băutură nouă. Ceea ce au adăugat ei, cred că este ceva grăsime. Este de ovăz, oat scrie aici, tau. Are 3,5% grăsime și mi-a plăcut tare mult. Este gata, o să o arunc, dar am zis să vi-l arăt. L-am folosit sincer doar pentru cafea, dar yay for that milk. Cum? Not a milk. Shh, this is not milk. Este sezonul rapiței înflorite, câmpurile sunt tare frumoase, întotdeauna m-am bucurat să văd cerul și un petec de apă, dacă se poate pentru mine, vă rog frumos. La Belciugatele am mai fost și v-am arătat și prin destul de multe vloguri locația. Pur și simplu ne-am plimbat în jurul lacului, am stat la soare și la nor, dar deși nor să știți că m-am înroșit un pic. E înșelătoare vremea asta cu soare și nori.
Întotdeauna ne bucurăm de fiecare dată când avem ocazia de natură și de aerul curat, pentru că, să știți, pentru noi, locuitorii Bucureștiului, orice asemenea ieșire înseamnă aer curat și să nu mai simți praful și noxele din orașul acesta poluat, în care toată lumea trebuie să meargă, evident, peste tot cu mașina. Așa că, chiar dacă locul ăsta nu are nimic spectaculos, e un loc cu apă, cu verdeață și cu aer curat și mai ales cu liniște. În perioada aceasta am avut norocul să nu fie foarte aglomerat, erau doar câțiva pescari și nici la restaurant nu era foarte aglomerat. Restaurantul Popas Doina îi spune, meniul este destul de bogat, dar nu am avut experiențe foarte plăcute aici. Ce am mâncat la grătar a fost destul de uscat altădată. Așa că, deși ne uităm orientativ în meniu, o să ne limităm la ceva simplu și eficient, mici. Și eu o să beau și o bere, pentru că nu sunt șofer de data aceasta. Locația este frumos decorată, dar nu foarte îngrijită sau curată, nu foarte curată, ca să spun așa. În special geamurile nu sunt cele mai curate, dar hei, de ce să te mai plângi când ai parte de această priveliște? O bere rece după o zi încinsă, dumnealor se plimbă nonșalante pe baltă. Și așteptăm și micii, care, din păcate, n-au fost făcuți pe foc de lemne, ci pe un grill de ăsta, pe plită, pe ceva. Pâinea decongelată și încălzită, am luat și un papanaș și am plecat înapoi spre poluatul București, unde ne-am oprit întâi la cumpărături, la magazinul La Focoș. Aici avem o pisică fericită care tocmai ce-a mâncat carne. A fost bun, Kitty? Foarte bun, nu-i așa? Zi-mă! Miau! Și aici avem iarba și acolo avem cumpărături. Acolo a mâncat Kitty. Acolo. Hai să vedem pungile, că sunt cam împrăștiate. Eva și-a luat acest mega pack cu 24 de hârtii igienice și cu pisica asta Emeka. Sunt bune astea de la Emeka, miros panda. Bine. Ce faci? Panda. A, e panda, pardon, mi s-a părut că e pisică, nu mai văd bine. Aceasta este o pisică panda. Zi pisica panda. Așa, și-a luat o mătură care are coadă verde. Santal, niște d-astea de la Festa Hot Chocolate, un Domestos Power Fresh pentru toalete sau e... Lime fresh cu lămâie verde, nu l-am văzut pe ăsta până acum. O soluție pentru curățarea pardoselei cu lăcrămioare, tot verde, evident. Mai avem pe aici chestii, toate verzi, nu, asta nu este verde. Vitalis Crasper Plus. Oh, și se dărâmă punga. Stați să mă organizez un pic. Mai avem așa, șervețele dezinfectante fără clor, Igienol. Pentru baie, dezinfectante am zis, și un balsam de la Lenor verde, Relax, Calm. Foarte bine miroase balsamul ăsta și ne mutăm aici, mai are niște mâncărică, iaurturi mărunțișuri. A, și un deodorant. Ia să vedem ce și-a luat. Nivea Black and White, bineînțeles. Ei, și mai avem ceva cumpărături. Am cumpărat această cutie de bomboane de la Roșen. Știți că îmi plac dulciurile de la Roșen. Mi-a scris, una dintre voi mi-a scris în comentarii că este o firmă ucraineană și mă bucur foarte mult că se găsesc. Hai să încercăm să citim aici. Da, scrie în rusă și pare a fi ungurească. A, distribuitor este o firmă din Budapesta, Ungaria.
și nu scrie, nu-mi dau seama unde sunt produse, pentru că pe aici scrie mult în rusă, limbă pe care nu o cunosc, nu o citesc, nu o nimic. Nu-mi dau seama ce scrie acolo, ia. Pare a fi, nu este Sofia. Nu știu să citesc nimic, așa că o să trecem mai departe. Sper să fie bune. Mi s-a părut drăguță cutia asta și am luat-o pentru a o oferi. Am cumpărat acest mop care n-a fost ieftin, Magic Clean, un mop antibacterial cu biluțe abrazive. Sper să fie bun, că a fost vreo 13-14 lei. Am mai cumpărat folie din asta alimentară, nu din aluminiu, din asta transparentă, pentru bucătărie, un Dove Invisible Clean, lavete de bucătărie, lavete pentru sub multe suprafețe, că mâine ștergem geamurile, scop în care am cumpărat acest Ajax Crystal, sper să fie bun, și am cumpărat și o rezervă de Ajax Floral Fiesta. Am mai cumpărat o cutie din asta de nufăr pentru scos pete, este preferata mea și nu-mi lipsește de mult timp, o cutie de frișcă lichidă, rezerve din astea pentru WC-ul, vasul WC-ul, încă niște lavete, astea au fost, nu știu, 3-4 lei, ceva de genul, 3 bucăți, 3-4 lei. Niște șervețele, de obicei le folosesc pe cele de la Lidl, dar hai să le încerc și pe astea. A fost, cred că, 2,99 lei cutia asta. O să revin într-un vlog viitor să vă spun cât de groase și bune sunt. O brânză almete cu verdeață, o telemea light de la Hochland și pentru masa de Paște am luat niște cașcaval de la Code Sandwich, 25 de felii, 500 de grame. Și am mai luat Eva Activia cu rodie și cu kiwi și portocale. Am mai luat și un hula la spray, un Schweppes mandarin, un Cola Zero, niște sticle de apă Aqua Carpatica și niște lumânări și cam atât, cred. E posibil să mai fie lucruri ajunse prin frigider deja. Unele dintre voi m-ați rugat să vă arăt florile din grădină. Au început să înflorească trandafirii, lalelele sunt petrecute, dar avem mulți boboci și mixandrele acestea care sunt foarte frumos înflorite. Am fost și am cules niște floricele, mă rog, nu mai sunt chiar așa de vesele ele că n-a plouat, poate rezistă mai bine în vază și am cules și niște frunzulițe de-astea roșiatice, să le pun și pe ele într-o altă vază. Cam așa arată treaba asta, mie îmi place, floricelele sunt puțintele, că doar 3 am reușit să rup ca să mai rămână ceva și în grădină, dar avem o pătucă de culoare și am pus frunzulițe din astea și în văzucile mici. Și așa arată dumnealor. Și dacă tot avem borcanelul cu miere, mentă și lămâie la frigider, eu zic să facem și o limonadă pentru o zi călduroasă. Am mai adăugat între timp niște anason și niște cuișoare pentru că îmi place foarte mult aroma acestora. Iată cât de simplu este dacă ai totul gata pregătit. Și pentru cine a crezut că această pisică nu muncește, e bine, v-ați înșelat amarnic. Mai rar atâta hărnicie. Chiti, cine a închis taburile alea de Google Chrome? Ce ai făcut acolo? Dă-te jos de pe tastatură că intră părul tău în... Muncesc, lasă-mă să muncesc. Nu mai munce atâta, lasă că obosești. Cam gata ziua de azi, dacă tot am început vlogul ăsta aici în pat cu Kitty, care mă împungea cu lăbuța să mă trezesc și să-i dau de mâncare. Acum Kitty se pregătește de culcare. Ea întotdeauna se spală bine, spală-te. Să fii curățică, m-am spălat și eu mă spăl la duș, Kitty se spală la locația de culcare. Asta a fost ziua noastră, o zi normală cu cât un pic din toate. Am tuns-o și pe Kitty un pic. O să o vedeți voi în zilele viitoare. Nu prea... nu este chiar așa de dreaptă, pentru că nu este treaba asta cu tunsul din prima. Kitty, te mănâncă urechiușa, măi? Zi.
mănâncă urechiușa. Vă mulțumim foarte mult că v-ați uitat. S-a făcut și întuneric, s-a stins pe aici ceva lumină. Zi, Kitty! Și ăsta e vlogul de astăzi. Vă mulțumim că v-ați uitat. Vă pupăm, vă îmbrățișăm și vă mai așteptăm. Spune Kitty, pa! Pa!